Monica, thank you so much for being here again next to us. Monica este ambasador global Johnny Walker al programului de consum responsabil de alcool. Vom începe conferința cu domnul Viorel Ognen, iar după ce termină și de comunicat mesajul pe care îl are fiecare, avem sesiunea de întrebări și răspunsuri. Mulțumim mult! Bună ziua! Bună ziua, toată lumea! Emoțiile mă copleșesc și am să vă cer permisiunea să-mi dați voie să mă uit pe o hârtie în timp ce vă vorbesc, pentru că acest program care a fost inițiat în 2013 își propune un cel foarte ambițios, conștientizarea câtor mai mulți consumatori și oameni din România de a nu consuma băuturi alcoolice și a nu se urca la volan. Sunt onorat să vă prezint că acest program este un program global, inițiat în 2008 de către compania Diageo și de-a lungul acestor ani am reușit să adunăm peste 2 milioane de semnături în lume ale oamenilor care și-au luat angajamentul să nu conducă după ce consumă băuturi alcoolice. În România acest program a fost demarat acum 2 ani, în 2013, și dacă unii dintre dumneavoastră își amintesc, tot în prezența lui Mika Hakkinen, și am avut deosebită plăcere să pornim acest program la vremea respectivă, propunându-ne să atingem 10.000 de semnături în primul an. Sunt foarte încântat să vă spun că am ajuns la 24.000, aproape 25.000 de semnături în 2 ani de zile și în acest an ne propunem încă 12.000 de persoane să ni se alăture în acest angajament. Bineînțeles că programul nu se oprește aici. Căutăm în continuare diferite organizații care să se asocieze cu acest concept și cu acest principiu. Suntem deosebit de încântați și vrem să mulțumim pe această cale Poliției Rutiere Române, domnului Tătuc, pentru participare, pentru parteneriat, pentru că acest lucru dă o și mai mare greutate mesajului nostru și pentru că, bineînțeles, dânsii sunt cei care văd efectele acestei campanii în timp. De asemenea, aș vrea să mulțumesc Federației Române de Automobilism Sportiv, care mi s-a alăturat în aceste demersuri, și Retromobil Club Român, la fel, două organizații care au legătură directă cu automobilismul și care mi se alătură în transmiterea mai departe a acestui mesaj. E un program lung și ne propunem să facem această porțiune de educație civică și de acum încolo pentru următorii ani. Vă mulțumesc frumos și îl invit pe Constantinos să spună partea lui. Mulțumesc, Iurea!